Stimați cetățeni ai Comunei Dofteana, în calitate de reprezentant al comunității administrative a Primăriei Comunei Dofteana, am obligativitatea să mulțumesc ansamblului Busuiocul, care este administrat de către Consiliul Județean Bacău și care are la cârmă drept maestru instructor pe domnul Petrică Vlasie. La invitația mea în calitate de primar, dumnealor au răspuns de fiecare dată, moment în care am efectuat zilele localității Dofteana, de fiecare dată au venit la noi și au prezentat în felul cum vedeți dumneavoastră. Tot cu sprijinul dumnealor o să vedeți dumneavoastră în această seară faptul că dumnealor, cum îi vedeți, ne-au construit 40 de costume populare românești, acolo unde noi am format un ansamblu cultural-artistic în localitatea noastră și în această seară vor dansa pe scenă și se va numi ansamblul cultural Hora Gospodarilor din Dofteana. Încă o dată, repet, le mulțumesc celor ce conduc Consiliul Județean Bacău, le mulțumesc celor ce conduc Guvernul României, mulțumesc celor de la ansamblu Busuiocu și le promit că și cu altă ocazie îi voi invita alături de noi și noi să dăm dovadă de gazde primitoare, pentru că acești tineri care vedeți în fața dumneavoastră sunt viitorul nostru. Încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră, încă o dată familiilor dumneavoastră și să spuneți că la Dofteana este un peisaj și un cadru și un mediu frumos în care sperăm până în anul 2020, perioada în care voi fi la conducerea localității, vă voi invita într-un orășel frumos de munte. Mulțumesc frumos domnului Vlase, mulțumesc dumneavoastră tuturor. În continuare, dau cuvântul celui ce prezintă, interpret și prezentator, Petrică, George Cojocărescu. Eu îmi permit, așa cum am fost și aseară dat pe Facebook, cu George Cojocărescu, am o relație destul de bună, dumnealui este vânător de vreo 25 de ani, la fel ca și mine, dar o mai făcut și el câte o gafă și a rămas fără permis, dar asta e o altă discuție. Sunt invidios pe el pentru că la vânătoare are un obicei să împarte vânatul în unul, chiar dacă noi înducem doi. Și cred că am să-l părăsesc. Mulțumesc!